Mihaela, ce părere ai tu despre cuplu de actori? Este o banalitate sau este un avantaj până la urmă? Mama mea îmi spunea așa că tare e bine să ai soț din meserie, pentru că te duci împreună, vii împreună și apoi mai vezi dacă tragi ochiul și de la altă. Bine, atunci... Situația e sub control, adică... V-aș întreba cineva dată după operație, mă, dar la voi acolo la teatru e tare interesant așa, voi așa e după spectacol acolo ca un cuib de drași, așa, așa, și trageți-ne și chiliele acolo, cum așa tragem niște chilie, dacă noi mergem tot la serviciu, exact așa aici. Iluzia unei vieți boeme permanente, da? Asta este aparența care o transmit actorii. Ce rol a juca? Da. Am știut că se-mi pune această întrebare. Dar nu era în scenariu, apropo. Dar m-am gândit, ce rol visați să jucați în teatru? Nu am spus niciun. Pentru că poți să visezi toată viața să joci ceva. Și nu joci. Nu joci. Pentru că nimic nu depinde de tine. Și cel mai bine e să nu visezi. Să nu vrei, să nu ai așteptări. Ca să mori și o să fii rolul ăla nejucat. Bună, sunt Dana Ciobanu, bine ați venit la VB Talks, un podcast realizat de Victoria Bank. Înainte de a vă prezenta invitații mei de astăzi, vă rog să dați like și să apăsați clopoțelul de sub acest video pentru a accesa mai ușor edițiile ulterioare. Așadar, am spus invitați și nu am dat greș, într-adevăr, în această ediție avem doi invitați, doi actori, de fapt o familie de actori, este vorba despre Mihaela Damian Oistric și Petru Oistric, o familie de actori de la Teatrul Național Mihai Eminescu. Mihaela, Petru, bine ați venit la VB Talks! Bine v-am găsit, mersi mult de invitație! Mulțumim! Formula de actor și totodată membri de familie este deja una clasică. Cuplul de actori este cel mai des întâlnit, cel puțin în mediile artistice, da? Este ceva, o banalitate până la urmă. Pentru voi, cu ce se asociază soț și soție, actori? Deci cum vă uitați la chestia asta din exterior, dintr-o parte și cum vă asociați cu chestia asta? A, ei sunt împreună actori. Asta e de bine sau e de rău, de fapt? Doi actori într-o familie. Asta e greu sau e ușor? Hai, o luăm așa mai Dacă simplu. Știi să delimitezi familia de teatru, e o chestie ușoară, hai să zicem. Ușoară. Da, e de bine să fie cu actriță însurat. Eu cred că da, pentru că... Cunoaștem cazuri, probabil, când soția e actriță, soțul nu. Da. Și cam suspect se uită la venirile astea târzii acasă, la sărutul din scenă cu colegul care pare a fi pasional și nu înțelegi de ce. Nu, poate el și este pasional. Pare, de asta. Și poate și este, că el nu înțelege. Da. Asta e pe bune sau nu. Și apar discuții, apar probleme, întrebări. Și încet, încet se depărtează unii de alții și atunci cred că e mai bine să fie soțul și soția, actorii ambii. Dar actor, soțul actor, nu poate să se uite dubios la un sărut pasional al soției? Nu, în scenă, nu. Adică nu? Noi este știm o chestie depășită. Știm despre ce este vorba, da, sigur că da. Chiar și acum sunt actori care au scene cu... Fierbinți, hai să spunem așa, și nu. Adică atât a durat, 3-4 secunde și atât. Mihaela, ce părere ai tu despre cuplu de actori? Este o banalitate sau este un avantaj până la urmă? Pentru noi personal este un avantaj. Eu mă duc în amintire când mama mea îmi spunea așa că tare e bine să ai soț din meserie, pentru că te duci împreună, vii împreună și apoi mai vezi dacă tragi ochiul și de la altă. Bine, atunci... Situația e sub control, adică. Permanent? Da. Da. Dar asta a fost de mult și atunci nici pe departe nu speram cam să fiu actriță, dar ceea ce spunea Petru are perfectă dreptate, pentru că până la Petru eram tânără și am avut un iubit și în momentul când am dat la facultate și i-am zis că am intrat, el mi-a spus că noi ne despărțim pentru că n-am să pot niciodată să te văd, că te săruți cu altcineva. Deci chiar a fost exact ce a punctat Petru. Da, da, neștiind. Neștiind. Iată și primele destăinuire aici în platoul VB Talks. Adevărul e că uneori te gândești, măi, dar deja chestia asta, nu știu cum, la lucru împreună, dar acasă împreună, despre ce să mai vorbim. Toate discuțiile, deci practic nu le știm, teatru, deci nu merit să le vorbim, că le cunoaștem. Le tăcem împreună, da? Trebuie să le tăcem, nu, că le vorbim de 10 ori, aceleași. Adică cumva, ori te gândești, mă, dar poate ar fi fost mai bine
totuși să fie, venea soția de contabilitate, cu... despre Timir ce? Venea să spun, uite mă, azi la serviciu, a venit cineva, dar dacă nu știm tot ce trece aici, practic, înțelegi cum trebuie cumva să inventăm ceva, să discutăm, să... Da, asta da, să fie actor. Sau să revorbim ceea ce am văzut altfel sau nu știu. Și sunteți actori ai aceluiași teatru. Exact, da. Măcar ați fi dintre trei diferite. Măcar asta, măcar da. Asta, da. Da, dar avem încă un avantaj, pentru că eu sunt nu numai actriță. Mm-hmm. Da, și atunci eu mă duceam la spital turei de noapte. Da, asistentă deci, medicală. Da, da. Da, da. În momentul ăsta absolut exact. Ieșit dintr-un stereotip clasic, actriță, pedagog, mentor de arta actorului, exact. Dar asistentă medicală e ceva care bruiază cumva da, stereotipul. Da. Și atunci, de unde până unde, Mihaela? Cum s-a întâmplat? Păi întâi am fost studentă la Colegiul de Medicină până la a merge la teatru. Și am lucrat un an ca asistentă de operații și atunci, pentru că eram o fire artistică, cumva având acasă o mamă foarte artistică și foarte perseverentă și așa m-a învățat să spun poeziile foarte frumos, să le simt cu suflet, cum spunea ea. Că dacă mă punea să spun o poezie și eu începeam să o turu, ea îmi spunea, nu te pot asculta, te rog, mă du de aici. Nu te pot asculta, nu. Dacă o spui, o spui așa frumos, o simți, o spui. Și atunci am vrut să ajung acolo unde își dorea mama mea să fiu artistă. Nici de cum nu era delimitată cântăreața de... Mm-hmm. Artist, așa. Artistă. Da. Acum te simți artistă? Acum ești artistă? Nu știu. Pentru că noi discutăm aici cu mai mulți artiști. Eu în general am o plăcere să discut cu actori, pentru că e, știi, ca peștele în apă, mă simt. Da, da. În momentul ăsta de cineva spunea că nu mă simt artist și e prea pompos să te auto da, intitulezi artist, deși eu mă consider artistă, nu știu, eu personal mă consider artist, pentru că fac parte dintr-un domeniu. Vrei, nu vrei, deja ești parte al unui proces artistic. Dar, da, iată, fiecare vine cu versiunea sa asupra acestei denumiri, asupra acestui titlu, artist. Eu cred că mai degrabă sunt creativă. Mm-hmm. Pentru că și care e diferența? Artist, cumva, ea merge doar pe linia aceasta de a face roluri în teatru, de a face roluri în film, dar eu sunt creativă în tot. Dacă mă duceam la spital, deci pentru mine asta era un spectacol aparte, pentru că eu aveam forma mea de a așeza masa, acolo eu, un specific de a așeza masa de operație și însă și în faptul de a asista un doctor la operație și plus cum pui ața în ac, wow. E la fel, deci acolo. Și eu făceam, așa îmi plăcea mie, eu întotdeauna am fost pasionată de mâini, pentru că mâinile pentru mine spun foarte multe și atunci cumva mă uitam, zic, eu dansez, uite, când eu asist la operație, eu dansez, eu când fac mâncare, mâinile mele dansează, eu când lucram cu copiii, la fel, mă surprind că eu, la fel, mâinile mele sunt active, ele vorbesc, ochii vorbesc, sunt vii și atunci eu sunt creativă în tot, eu când fac patul, eu dansez, eu când fac curat, o veselie dansez. Viața ta, deci Mihaela. La mine totul este creație, deci fine. Cred că în așa fel, oricine aș face, probabil, pentru că am spălat și podele la spital și acasă le spăl, adică peste tot. Mă duc și fac la atâtea treburi la țară și la fel. Adică spiritul ăsta de creativ, creativitate, de da. Creativitate l-am pentru totdeauna. E parte din mine. Frumos, Petru, tu ești artist? Pornind la faptul, cum ai zis și tu, că deja fiind în domeniu, cred că e corect, da, să fim artiști. Dar ceea ce spunea Mihaela, noi cândva am rămas să lucrăm, ne-am dus într-un turneu și câțiva actori am rămas să lucrăm la Edinburgh. Și lucram chelneri. Uh-huh. Păi uite, exact cum spune Mihaela, mai erau chelneri acolo, dacă noi nu era nimeni. Cum serveam noi masa, cum duceam noi farfuriile alea și câte 30 de farfurii pe o mână, așa, wow. Goale, sau 8 în două mâini. Era act artistic. Și noi zburam farfuriile alea așa, pac, 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 puneam, tot era elegant, frumos. Alții făceau așa, mașinal deja, la mecanic. Da, da. Așa că da, cred că da. Vezi, parcă spunând actor, parcă puțin, când spui artist. Eu sunt de acord, eu de asta și spun, eu sunt artist. Da, da. Eu la spital, deci avem acolo un costum
care îl îmbracă toți colegii noștri. Bine, eu mi-am cusut costum aparte, deci cu pantalon cloș. Dai seama, eu eram... Deci costum scenic aproape. Da, da, deci pentru mine asta era tot. Și am spus, zic, bine, nu sunt la teatru, sunt mai puțin ocupată, dar eu vreau să fiu mereu, în jurul meu să fie curat, să fie frumos, să-mi fie mie plăcut. Și atunci eu cumva m-am dus în... În zona în care toate. Te simți mai bine. Da, și atunci un alt fel de halat mi-am cusut. Aveam, eram, știi cum, așa, până, azi Micaela lucrează astăzi, să avem teatru, să avem, că v-aș întreba cineva dată după operație, mă, dar la voi acolo la teatru e tare interesant, așa, voi așa e, după spectacol acolo, ca un cuib de dragi, așa, așa, și trageți niște chiliele acolo, cum așa tragem niște chiliele, după noi mergem tot la serviciu, exact așa aici. Deci da, pentru noi aici, asta... responsabilitatea mea aici este... Iluzia unei vieți boeme permanente, da? Asta este aparența care o transmit actorii. Da. Cum se combină viața de cuplu, viața privată, viața de familie, pentru că aveți copii, și viața boemă de artist? Pentru că sunt turneuri, da? Pentru că sunt turnee, pentru că sunt așteptări acasă, pentru că există, este spațiu de interpretări, de gelozie, de lipsă fizică, lipsă spirituală a unui partener pe parcursul plecărilor, pentru că sunt treburi casnice, probleme financiare, dar și creare de personaj, viață nocturnă. Cum se combină? Hai, spuneți-mi, că eu știu, dar vă întreb. Bine, când... Mă rog, când plec numai eu, sigur că am grijă de acasă să fie totul bine, să fie bani suficient, să fie totul bine. Lipsa mea nu se simte așa de... Nici nu se simte pentru că acum sunt chestia asta online. Și deci, înainte poate era mai greu, că trebuia să... Nu vedeai omul efectiv, nici cum. Și când venea, era o... Acum, dacă l-ai... Te-a sunat 5 minute de urmă, că ea că vin acasă și el vine, chiar dacă n-a fost o lună. Adică e... E accesibil, da. E accesibil, cam, nu este așteptarea aia care era pe timpuri. Dacă primeau scrisoare într-o lună, vai de mine, era eveniment, a primit scrisoare ăla. Da. Tot satul știa. Și dacă nu era iarăși, măi, de ce nu scrii? Nu puteai să afli nimic de nicăieri. Pe când acum, lipsa asta, cumva, chestiile astea online le... Compensează, le compensează, da? Le șters total, da. Zilnic vorbești, toată rutina zilei, adică nu lipsește nimic să nu știi ce se întâmplă acasă. De atât, cumva, lipsa nu se simte așa de tare, poate. Mm-hmm. Eu cam rar am rămas singur eu ca să zic aici ce simt. Aici vreau să ajung, dacă cumva s-a trebuie schimbat Mihaela, rolurile, drama. Poate. Rest, când mergeam în doi, tot timpul aveam grijă copilul să aibă totul, până venim noi să nu lipsească nimic. Găseam o dădacă în care avem încredere, sora sau cineva sau încă cineva să supravegheze, adică deci să fie din punctul ăsta de vedere eram foarte... Și suntem. Adică, sunteți posesivi? Da. Părinți posesivi? Nu, n-aș spune, dar îmi place să fii totul nu zic rod cu unghiile să fii perfect, dar așa, calm, supraveghezi să fii totul bine. Calm, fără rupere de cămașă. Noi de... suntem oameni mai pașnici, așa, și totodată suntem cumva și, așa, mai simpli. Nu suntem din seria aceea de actori care iese seara pe la restaurante sau pe la recepții sau cumva se dau un spectacol, îmbrac rochea asta și acuși îmbrac alta, îmi pun diamantele alea. Deci noi, în permanență, am fost oameni care am avut foarte multe lipsuri. Și cumva ne-am găsit bucuria de a fi împreună și am crescut împreună și am gătit împreună și am fost împreună cu copiii la plimbare. Noi până nu de mult am luat toți patru, ca să știe. Când ne vedeau pe noi, spuneam, băi, voi cu copiii, după voi, da, așa. Și abia cred că anul ăsta, când prima dată ne-am permis cu Petru să mergem la un restaurant, Fără copii. Că ne-a zis că a fost deja... emoționant. Da, a trist, fost, poate, da. Și mă gândeam și atunci, dar poate nu ne ducem, poate cumva economisim banicie și cumpărăm ceva ce mai trebuiește prin casă. De ce e cumva, noi nu suntem dește așa tare alintați și am preferat mai mult să stăm acasă și să mâncăm ce avem și să facem din ceea ce avem, să facem să fie frumos, gustos, bun și exact să corespundă
acelei frumoase vorbe că fă rai din ceea ce ai. Deci noi cu Petru așa suntem mai nu știu cum să spun cuvântul ăsta așa, mai simple, mai de la țară. Mai modești. Mai modești, așa. Cu toate că încercăm acum să cumva așa să ne mai asortăm, cât mă întreb, zic că tu îi se îmbraci cam așa cea neagră, că eu mă îmbrac și eu negru, dar au fost vremuri când nu mai aveam de gând așa să corespundem cumva unui statut și am refuzat foarte multe și recepții, bineînțeles cred că noi suntem puțini actori care n-au cu mătri. Nu am botezat. Adică nu aveți rudenii în mediul artistic așa cum se practică. Da, suntem în general aparte cu totul, de tot ce ar putea să fie numit normalitate și că așa este frumos. Problemele financiare pentru un cuplu sunt de fapt un liant sau din contra pot face crea probleme și duce la despărțiri, iată, din perspectiva voastră, a cuplului vostru, pentru că vorbeați despre probleme financiare. Da, și le vorbim. Și le vorbim. Este o realitate a mediului artistic. Depinde cum tratezi subiectul. Iată aici, vreau să ajung cum tratați voi problemele financiare, cum le discutați, cum le depășiți, pentru că sunteți foarte solicitați. Sunteți actori în teatru, aveți proiecte în televiziune, sunteți invitați în film, iată ne-am filmat, da, am fost partea echipei a unui frumos film, proiectul Omul fără linia vieții, în regia Adriane Vasilcov și ea invitată aici la podcastul Bebe Talks. Ne-am întâlnit în platou, am lucrat împreună, deci sunteți personalități remarcante și invitate. Păi uite, pornind de la vorba ta care ai spus-o că suntem foarte solicitați, e corect. Acum lumea așa își crede. Da, că sunt bă, dar păi bani bă, cu sacul. E în turneu. Asta îl întreb eu câte o dată. Înțelegi? Deci lumea crede că noi suntem bogați. Asta e bine, lasă să creadă. Alta e că poate noi nu-i ajutăm la ce cum ar vrea ei să-i ajutăm. Crezând că noi avem bani, dar noi poate nu-i ajutăm din motivul că... Dar e rău să vrei bani? Din meseria ta să faci. Păi nu-i rău, dar totodată conștientizăm și faptul că asta e. Pentru că poți să vrei și sigur că vrei să ai să... și la filmări, că la noi taxa e atâta și mai mult nimeni nu dă nimic. Dacă vrei mai mult, vorba aia, stai acasă și tot ceri bani. Sunt alții actori care vor juca pentru corect, mai puțin. La noi chestia asta e simplă, că nu vrea, găsim altul. Deci nu spune problema, băi, vreau pe ăsta. Da, și oricât nu mi-ar cere, eu oricum, iau. Și oricum, nu cerem milioane, nu cerem, cerem poate un pic mai mult cu 10 euro, cu 20. Nu, gata, e mai mult, nu. Și chestia asta minimă, de exemplu, muzică mă omoară, că e mult. Da, dar îmi displace, da, până la urmă. Cine? Nu, ei, las, găsem altul, gata. E cum așa? Eu deja m-am învățat. Și apropo, rezultatul, pe urmă se vede. Da, uite, a găsit altul și s-a făcut la nivelul... Care a citat. Da, exact, da. Eu până la urmă, da. Deja, pentru că la început a fost așa, da, trebuie să accepți, pentru că asta este o bucată de pâine, dar pe de altă parte stai și te gândești, măi, eu totuși pentru asta am învățat și dacă sunt bună, așa cum spune lumea, zic, nu când spun eu că sunt bună, atunci vreau să fiu plătită bine. Da, remunerată. Și respectiv, chestia asta trebuie să aibă grijă cei care sunt sus, deci nu ar trebui să mă simt eu. Și da, deocamdată, asta e că avem ceea ce avem. Și asta nu ne ajunge, evident, și ne-a fost și nouă personal foarte greu, pentru că chiar mă pregăteam de podcast și au venit niște amintiri foarte triste, pentru că eu sunt cea care pun pe masă, eu sunt cea care gătesc și mi-am adus aminte că uneori nu am avut din ce, așa cum am spus de curând, că o perioadă nu am avut frigider, o perioadă nu am avut o masă în casă pe care să mâncăm, am avut o masă făcută din două scaune și pusă o... Așa, cum se numește? O tablă. O tablă, da. Și atunci au fost vremuri foarte grele și ne-am descurcat foarte greu, chiar dacă eram și actriță, chiar dacă lucram și la spital, chiar dacă făceam și masaj. Și copilul nostru mai mare a fost crescut cu foarte multe lipse. Și atunci ea recunoștea deja că noi primeam salariu, pentru că în frigider apareau o bucățică de carne și mai apareau niște fructe și vreo două, trei zile. Deci a fost foarte greu. Bine, acum...
La fel, nu ne putem permite să mergem pe la restaurante, nu ne permitem haine tare scumpe, dar cel puțin este mult mai ok, pentru că am învățat despre acest cuvânt demnitate, că da, poate mai rămân flământă, dar dacă totuși mă vrei, atunci găsește posibilitatea și achită-mă bine. Cu toate astea sunteți în meserie, ambii. Cu toate astea, pentru că ați întâmpinat și continuați să întâmpinați greutăți, sunteți fideli meseriei, fideli, nu știu, misiunii pe care ați ales-o până la urmă în această viață și faceți teatru, faceți film, sunteți, ești profesoară de, da, de art actorului. Sunt niște direcții la care nu vreți să renunțați, dar ați renunța în cazul în care v-aș pune sacul pe masă de bani și aș spune, uite... Nu pentru bani. Dar pentru ce ați renunțat la teatru? Eu foarte des am vrut să renunț. De ce? Am vrut să renunț pentru că așa a fost nenorocul meu, zic eu, și nenorocul ăsta încă mai persistă personal pentru mine, pentru cariera mea artistică, pentru că eu nu am fost distribuită în spectacole, am fost distribuită foarte puțin și asta este, într-adevăr, o chestie care m-a durut și mă doare în continuare, pentru că mâine pui mâine am 50 de ani și nu am reușit să apuc un rol să-l fac, nu mi-au dat posibilitatea să arăt că pot decât numai pe alocuri, deci asta este o dramă și eu din lipsa asta a fi în teatru, a fi în repetiție, a fi prezent acolo și să fac ceea ce pot să fac, atunci m-a durut foarte mult și atunci m-am dus la spital și atunci m-am dus la școală ca să umplu cumva golul ăsta și de multe ori am zis, zic, Petru, eu nu mai vreau, nu mai vreau să fiu actriță, mă duc să scriu cere și a fost de nenumărate ori până deja am cunoscut legile spirituale cu care astăzi ajut și pe altă lume și am mers într-o meditație și am întrebat, eu sunt pentru teatru? Eu vreau să plec din teatru și mi-a spus, nu, asta este a ta. Ai să duci crucea asta chiar dacă o să fie așa un rol odată la 4 ani, dar ai să duci crucea asta și de dragul acestei cruci îmi înghit cuvintele și îmi morsoc zăbala și tac. Deci aveți aici similitudini pentru că și Petru crede în soartă? Da. Spuneai că crezi în soartă? Da. Chiar dacă ea, asta e comod dintr-un punct de vedere, să crezi în soartă, nu? Adică asta îți cumva îți... Nu știu dacă e comod, trebuie să... Da, toate responsabilitățile ușor le poți ceda. Așa a vrut soarta, așa vrea universul. Nu, nu e adevărat. Nu? Poate nu soartă, în noroc, cred că am zis. Ok, hai. În noroc. Și da, și nu așa. Pentru că dacă fac un... așa, dacă dăm, da, dacă dăm timpul un pic înapoi, tot... Așa, mă uit că norocul m-a cam urmărit peste tot. Aproape peste tot. Cu toate realizările care sunt, care nu sunt, poate nici nu trebuiau. Eu, de exemplu, simt un om, un actor, bine mersi, realizat, hai da, să zic împlinit, așa. Da, împlinit. Da. Nu, bun, cu mici lipsuri, cu iarăși, poate nu mi s-a dat, poate trebuia, nu trebuia. Dar ceea ce mi s-a dat, eu am făcut onorabil, am ieșit din toate... deci mă simt împlinit, nu pot să zic că mai uite, treci timpul și cumva pe alături. N-aș putea spune, pentru că am și la o televiziune, am exact, a lipsit ceva, a apărut altceva, cumva simultan când a dispărut ceva. Deci cumva cum lucrurile se compensează. S-au completat unul pe altul și nu pot să zic că am stat chiar așa foarte trist și disperat și nu știu ce să fac. Dar oricum, este timpul tău când tu ești activ, da, când ești în facultatea mentală, adică pentru că vârsta trece și multe pot apărea. Poate aș fi făcut mai și mult atunci, dacă mi s-ar fi dat, dacă nu mi s-ar fi dat, mersi și de atât dacă am făcut. De exemplu, când îmi spune cineva, uite că ai făcut un rol acolo, ce bun ai fost acolo sau ești ocupat acolo, eu am încă senzația asta că mie un pic mi-e și rușine. Pentru că eu știu că vreau mai mult, eu știu că aș putea mai mult, eu știu că am viziuni, eu știu, înțeleg, simt, dar nu mi se dă. Ce e de făcut? Ce face o actriță sau un actor când știe că are potențial, dar nu există o șansă sau nu știu, nu există ofertă? Din păcate nu poți să fac nimic. Am făcut. Adică poți încerca, pentru că asta este viața, cum spuneai, că adică e ușor, că asta este destinul, da, și atunci da, dai vina pe el, dar nu este adevărat, adică tu faci tot ce ține de tine,
cu conștiința curată, cu tot alegerile din partea ta corecte, dar ea te duce oricum viața acolo unde trebuie să te ducă, dar cel puțin tu știi că ești corectă pe drumul ăsta și ai făcut tot. Deci eu m-am dus la un regizor, m-am dus la doilea și atunci am spus, zic, mie nu cade coroana din cap și eu știu chestia asta, că dacă îți trebuie, ceri, nu te apuci să furi, nu te apuci nu știu ce să faci, deci ce? Bate și se va deschide. Exact. Atunci m-am dus și am vrut să văd ce mi se răspunde, nu să eu inventez un răspuns, că dacă m-aș fi apropiat mi-l atribuie. Da, da, dar vede în ochi să... Da, pentru că eu sunt omul acela care sunt directă. Refuză-mă, dar spune-mi în față. Spune-mi în față, pentru că asta vreau de la viață, asta vreau, să fiu eu cinstită și cineva cinstit cu mine, să fie sincer. Și atunci m-am dus și am văzut că mi s-a spus așa, noi nu avem roluri pentru toată lumea. Și atunci nu vreau un rol, roluri. Eu vreau un rol care mi se potrivește. Și atunci am văzut odată că mi s-a închis gura, a doua oară, și atunci am spus, ok, bine, am să învăț și din asta, să, dacă sunt așa, sunt lovită sau sunt pusă într-un fel să pun capul în jos, eu am să-l pun, dar nu pentru că cedez în fața ta, pentru că învăț din asta ce înseamnă smerenie. Dar e dureros. Eu nu vreau să mă prefac că nu mă doare. Nu vreau să mă prefac, pentru că nu vreau, nu aș fi eu. Da, mă doare, așa cum m-au durut multe lucruri, mă doare să om viu și asta e. Nu este. Și atunci ce trebuie să fac? Să mă duc să nu știu ce? Să mă duc să mă umilesc? Am făcut-o. Am făcut-o. Dacă nu mă vede, poate să-ți spun așa, când mă mai întreabă cineva, spune așa, măi, ori sunt prea talentată, ori nu sunt. Dar după cum este o vorbă că după un spectacol o actriță mai în vârstă așa n-a venit să o felicite nimeni și a spus, interesant, înseamnă că am jucat bine. Așa că cumva știi cum mă mângâi și eu da, cuvântul asta, înseamnă da, că sunt cam bună. Un compliment. Dar asta e. Nu îmi pot să-mi ascund, asta e. De cât timp faceți teatru? De cât timp sunteți în meserie? De câți ani? 93, 20... 21, da? Dacă pe 93, da? Da. Nu, 31 de ani. Da. Dar eu de 97. Da, Petru era deja actor la Teatrul Eugen Ionesco, da. Iar Mihaela era student în anul 2 la facultate. Corect? Da. Cam așa. Da. Atunci v-ați cunoscut, atunci s-a întâmplat iubirea. Da. Din tăi undeva, așa, pe... Da, în univers, după care... Da. Soarta. Soarta, exact, da, ce, da, da. Pe ce se ține un cuplu? Care sunt acele valențe, valori? Da, iată al vostru, cu ce respirați, cred că respirați cu aceleași valori, dacă se menține și în teatru, sunteți cuplu și aici, în viața privată. Al noi deja, cred că am învățat destul de bine cum să ne comportăm și cum să supraviețuim în cuplu. Mm-hmm. În teatru, mă rog, te-ai dus, ai venit, azi te duci, mâine, unu, doi sau cumva. Ei, în familie ești acasă și deja noi am ajuns, cred că, la așa o performanță, când mă vreau să spun ceva, mă duc. Am ghicit, da, deja... Mihaela ghicește, adică nu e o problemă. Sau dacă vedem că e la limite să se iște un ceart sau ceva, se oprește ăla care a vrut să inițieze. Dar nu se, sau mai... Dar nu se mai întâmplă. Chiar mă gândeam, uite, o să le întreb. Un scandal, voi, ce am făcut. Ar trebui un scandal. Că, o spun că am început să număram, cam de câți ani nu mai certăm, de vreo... N-am numărat, dar fine. Câțiva ani, sincer îți spun. Pentru că deja nu interesant să încercăm. Pe urmă, a, dar era interesant pe vremuri, nu, da? Nu interesant. Da. Pentru că ne certam, pentru că o săptămână să nu vorbim. Dureros, da. Cumva întins, forțat oricum, că e simplu, spui, hai să vorbim sau... Dar cumva forțat trebuie să arăți că, măi, m-aș jignit sau invers. Decât chestia asta care sunt atât de mici și neimportante, cel mai bine să ieviți. Nu, e o înțelepciune deja. Să ieviți și atât. Viața pare mult mai liniștită, mult mai... Toate problemele dispar, financiare și care mai sunt acolo. Pentru că măcar este pace și liniște aici, în insulița asta, care se cheamă casă. Și apoi ziceam că noi suntem oameni simple.
cumva și el și eu am venit din niște familii de la țară care aveau niște valori și Petru este atât de bun actor pentru că este atât de... autentic, da? Exact, și este foarte sensibil pentru că nu devii un actor bun dacă nu simți, nu-ți permiți să simți toată gama de emoții. Și el este foarte, foarte emotiv. Cu toate că lumea crede că el este, tot timpul mă întreabă, el așa e acasă, că el așa mereu râde. Ei, cum să vă spun eu? Eu cunosc, nu, ca actor de comedie, asta emană, dar că ar fi el permanent. Exact. Da. Da. Tare ghini cu tine, cred că așa da, este. Da. Au fost momentele când el a retrăit pentru mine pentru că nu am fost într-un rol. Și așa, când am fost distribuită, atunci am plâns, sigur că m-am revoltat și toate astea le-a văzut el și cumva suntem atenți pentru că e suficient că ne fac alții să plângem sau ne fac alții să simțim că nu suntem suficient de buni și ne fac atât de multe complexe că nu mai este caz acum să-i mai dau și eu peste cap sau el mie să-mi dea peste cap pentru că ne-a dat atâția și atâția ne-au dat-o și plus la toate avem deja o vârstă și nu mai avem părinții și am trecut și cu mama și l-am văzut pe Petru cum plângea ca și cum era mama lui și mi-aduc aminte când a murit părinții lui și am plâns ca și cum erau, pierdeam ceva al meu și atunci lucrurile astea s-au pus cumva ca bază și plus la toate Petru a asistat când eu am născut, adică sunt momente care n-ai cum să le joci, n-ai cum să nu fie importante și plus la toate că am trecut eu 4 ani, pot să zic că aproape că prin moarte și atunci am văzut cine-i soțul meu și am văzut că dacă eu mă sting, el căuta să mă salveze, căuta surse și bani să-mi promute, să mă duc undeva, să mă tratez, plus la toate când Petru s-a îmbolnăvit mai rău decât mine de COVID. Nu m-am culcat până nu știam că îi trece febra și m-am uitat cu câtă putere luptă un om pentru viața lui și câte exemplu frumos mi-a dat când mă trezeam dimineața, după, dacă adormeam pe vreo 2 ore și el dimineața era 4-5 maiori, ude, pentru că avea febră foarte înaltă și se dezbraca pentru că, dar nu mă trezea pe mine. Și atunci am văzut cine este soțul meu și am văzut că este omul acela care eu și mai mult înțeleg ce înseamnă să-l iubești. Să te iubești, să-l iubești, este un om extraordinar, este un suflet extraordinar. Frumos. Copiii voștri asistă la, de fapt, la o dragoste și declarații de dragoste mute, nu neapărat verbalizate, iată de genul ăsta. Da? Și verbalizate inclusiv. Exact. Da? Și cred că asta e o fericire până la urmă, nu? E frumos pentru că asta mai micuță care este acasă, că eu cu Petru avem așa obiceiul că poate să stea el într-o odaie, un alta și ne întâlnim la mijloc și ne cuprindem. Și atunci când vine și sare și pe noi, eu tot vreau aici cu voi. Și asta este frumos pentru că după momentele celea când sunt foarte grele și când vezi că nu-i chiar așa, că totuși măcar cuiva îi pasă de tine, atunci nu ai nevoie de nu știu ce acolo, romantic, nu este suficient că eu mă duc și el înțelege că eu vreau să mă cuprindă și el desface brațele, le deschide și atunci mie mi-e suficient că eu mă aplec așa, punem capul fruntea la frunte și stăm cuprinși, atât, îi spun 20 de secunde, dă-mi te rog frumos, dă-mi și îți dau. Și este frumos. Asta ne rămâne, asta suntem noi, stăpâni pe ceea ce facem. În rest, deja noi suntem cu viața din exterior, cu un serviciu, cu a doilea, cu un om, cu o relație care nu tocmai ține doar de tine. Dar aici este ceea ce pot puteți face eu. Puteți construi împreună, dar ceea ce da. Puteți... Și asta este ceea ce noi am construit și este frumos. Frumos. În afară de cuplu din viață, cupluri în scenă sau în film, ați avut? Da.
Da, unde-i, care-i satisfacția să joci, pentru că ați jucat diferite personaje în film, iată, chiar în filmul în care am jucat, Petru era un tată posesiv, extrem de dur, chiar neobișnuit pentru mine, cunoscându-l din spectacole și din televiziune cu tot în alte tipaje, aici l-am regăsit într-un tip, da, atât de dur și absolut incorigibil și absolut, care nu și-a pleacă urechea nici la soție, nici la fiică. Da, așa, un tip dur dintr-o bucată. Și tu erai mama care era blândă, mama iertătoare, mama așa care mai încerca să acopere. Ați avut și alte tipuri de personaje în cuplu? Când poate tu era cea dură și Petru era... Păi, serial! Serialul, dar bine, acolo da, era acolo, invers, da, de fapt. Invers, da. Mă că era la distanță și eu cam făceam ce vroiam. Da. Ce ține de filmul ăsta, de filmul Omul fără linia vieții, știi, este așa o vorbă, orice actor de comedie își dorește să facă un... Așa, da. O regulă nescrisă. Da, da, să joace un rol și dramatic. Și invers, ăla de care, zicem, e mai erou sau... Da, liric, da, da. Nu știu, vrea să joace ceva de comedie, cred că își dorește, nu știu. Păi uite aici, când mi s-a propus acest rol, mie mi-a plăcut abordarea Andreanei Vasilcov, regizoarea filmului, că i-am sunat și n-a spus că vină la casă, să vedem, nu. Petru, eu vreau tu să joci rolul ăsta. Eu nici nu citisem scenariul, nimic, mi-a spus, este un tip foarte dur, un colonel în rezervă, el e foarte dur, cu fixă, îi mai scută și ce scenariul și să vezi. Intrigat, da, sigur, în sfârșit ceva neobișnuit. Citesc, da? Scenariu, zic, măi, este de unde să... De aia, da. Și, poate cumva mi-au reușit rolul ăsta, că am băgat toată, da, tot tragismul, tot bagajul ăsta. Absolut, pe care nu, dramatic. Dramatic, da, exact, da. Inclusiv violent, dramatic, violent. Da, toate chestiile astea negative, le-am băgat în aici și cumva m-am realizat și în rol negativ, ca să zic așa. Da. Dar a fost o lecție învățată foarte bine și mi-a plăcut abordarea Adrianei. Anume pe tine te vreau. Iată anume, cât de mult contează, exact, să audă un actor că anume pe el îl vrea regizorul. Și crede-mă, uite aici ce vorbeam înainte, n-a fost că hai că-l fac, dar dă-mi atâta. Nu. Eu am zis că gata, bine, s-a fac. Schimbat și nici nu i-am spus cât. Da. Da. Nici n-am cerut mult, adică iarăși, dacă da, nu mai deschid cât și cum, dar am zis că bine, fac. Adică n-am cerut o sumă extraordinară pentru că ca să mă prind corect, aici, da, că a zis că eu, uite aici pot să mă... Nu. Uh-huh. S-a lucrat la aceleași taxe ca și dacă ar fi zis altcineva, adică nu... Adică ca să înțeleagă cei care zic că nu luăm pe altul, că lucrurile cumva, da, se fac și așa. Pentru tine e dureros momentul că ești totuși, practic, abordat ca actor de comedie? Nu. Nu deloc. De ce? Eu, adică, oricum mă străduiesc să fac personaje diferite, că nu e numai un personaj atât. Și cumva, nu, de ce? Îmi place. Adică nu pot să zic, dați-mi, vă rog, un rol. Că nu. Dar ce rol ai juca? Ce rol aș juca? Da. Am știut că să-mi pui această întrebare. Dar nu era în scenariu, apropo. Dar m-am gândit. Pentru că exact cu 2 sau 3 săptămâni în urmă eram la Bruxelles, uh-huh, și eram într-o companie cu domnul ambasador, cu chestia acolo, și au pregătit o serie de întrebări pe foițe, da, și le-a dat numai actorilor. Și mie mi-a căzut 2 întrebări, dintre care una e exact asta care ai întrebat tu. Ce rol visați să jucați în teatru? Și am zis că niciun. Și zic, vă spun de ce. Pentru că poți să visezi toată viața și joci ceva. Și nu joci. Atâtea. Nu joci. Pentru că nimic nu depinde de tine. Poți tu să spui că eu sunt ăla, eu, dați-mi, nimeni nu-ți dă. Și cel mai bine e să nu visezi. Mm-hmm, să nu vrei. Să nu vrei, să nu ai așteptări. Mm-hmm. Că ai să mori. Și o să fie rolul ăla nejucat. Pentru că nu depinde de tine. Că lași orfanul un rol, da? Exact. Mai bine nu visa și așteaptă. Vorba aia, adică, mm-hmm, ce ți se dă. Dar mai există oportunitatea de a lua hățurile în mâini, de a găsi un scenariu, de a găsi o piesă, de a găsi un regizor, de a închiria un spațiu și de a juca ce vrei. Mie odată mi s-a propus, cineva mi-a propus, Petru, uite, noi îți dăm bani. Da. Fă tu joacă tu
Ce vrei? Rolul principal într-un spectacol. Aha. Care vrei tu? Alegi tu regizor, da. Piesa, tot tu. Și eu am zis nu. Iarăși nu. Nu. Păi un actor nu trebuie să spună mereu da? Nu. S-ar putea să fie un eșec. Știi cum, fiecare atunci... face ce poate să facă mai bine. Noi suntem actori. Deci să ne asumăm responsabilitatea de a găsi un spațiu, trebuie să ai niște cunoștințe. Păi, dar sunt foarte mulți actori. În teatre, regizori, director de teatru, regizori, manageri de da, instituții culturale, sunt actori de obicei. Foarte rar la noi în Republica Moldova sunt regizori. Cu școli formați ca regizori sau ca manager cultural. Foarte rar. Vin exact ministrul culturii, este fost actor. Regizor de film, da. Regizor de film. Iată, uitați-vă, există așa o oportunitate când dacă chiar pe bune îți dorești, de ce nu? Poate tot e soartă, poate tot a fost coada sorții acolo, acea ofertă. Mai e ceva, s-ar putea să meargă până la un moment. Pentru că asta este adevărul, că așa e cum e și în teatrul nostru, nu toate spectacolele trec, nu toți montează, deci știm bucătăria asta cum e. Da. Cam a trebuit să cumva să fie, dacă ar fi să fie așa pe bune, să avem colaborări între teatre, dar e văzut că nu merge, pentru că asta e, este și o doză probabil și de invidie și de orice care este specifică între administrație sau ceva de genul ăsta. Și atunci cam te... închide din toate părțile, știi cum? Sau? Vorba ce ești scris, ce ți-ai dat, ce ți-ai scris. Am banii mei, dacă îi pierd, îi pierd. Dacă noi trebuie să ne îndatorăm de undeva de la bănci și atunci sunt să riscuri, pornește. Sunt riscuri. Este exact, știi cum? Și apoi este chestia asta, că cum apare ceva bun, ceva frumos, imediat trebuie să-i găsești niște lacune, trebuie să-i găsești ceva, niște vici, trebuie să-i găsești ceva, că noi bine trebuie să fie așa de bine. Asta este altceva, că noi toată atenția ne îndreptăm... spre negativ. Noi ne pregătim acolo. Cum așa ai tu reușit? Ia, știi cum așa, uite, ce de frumos ar fi dacă are ieșit. Dacă nu iese cel frumos, hop, luăm bâta și dăm în cap. Dăm, pentru că mai mult suntem în negativitatea asta și ziceam acum lui Petru, mai noi în teatre, în Moldova, la ora actuală, noi nu avem decât pe alocuri niște spectacole la care vrei să te duci și de acolo să ieși și spui, vreau să trăiesc, m-am săturat de atâta negativitate, așa de bine știm să jucăm, așa de bine... am atâtea nuanțe, știi cum, acelea 50 de nuanțe de răutate, de invidie, de negativitate, de suferință și pot să-ți plâng în câteva versiuni și variante și stiluri. Știi, până mă dau cu capul de perete, până mă ridic de jos ca pasărea Phoenix, știi, și cu lacrimi și fără lacrimi și cu multe lacrimi și doar lacrimă, știi, cum mă prefac lacrima de sânge, vezi cum cum dă din mine, știi cum. Lasă să ne bucurăm mai puțin. Dar doar să te uiți, să te uiți și să spui, băi, mâna aceea, ochiul acela, privirea aceea te cutremură, noi nu avem, decât doar pe alocuri, ca să nu fiu chiar de tot rea să spun că nu avem povești de iubire. Nu avem. M-am săturat de negreață, m-am săturat de foame, m-am săturat de război, m-am săturat, nu mai pot și nu mai vreau. Vreau pace. Sub toate formele de pace vreau. Vreau pace acasă. Vreau pace cu mine în suflet. Vreau pace între mine și copilul meu. Vreau pace între mine și teatru. Vreau pace între mine și între regizori. Vreau pace între mine și director. Vreau pace între mine și Dumnezeu. Între mine și mine. Da. Copiii voștri, de fapt este clasic. Este, știi cum, nimic nou sub soare. Când copiii își urmează părinții în misiunea lor, de exemplu, de actor, de regizor sau de artist, ce spun copiii voștri? Dacă se regăsesc în formatul ăsta clasic, când și eu vreau să fac asta, pentru că asta am văzut, aici am crescut printre pe culoarele teatrului, în spatele cortinei, sub lumina scenică, ce spun fetele? Răspunsul este unul clasic, pentru că actorii, niciun actor nu-și dorește, poate nu știu, poate ești cineva care vrea ca copilul lui
să fii actor sau actriță, dar noi, de exemplu, nu că aș zice nu mai mult sau da, le-am lăsat fetelor noastre să decidă ele ce vor să fie, fără mm-hmm. nicio influență. Influență absolut. Mm-hmm. Dacă o își vrea și o vrea și dacă... Zicem, da, bine, asta poftim, e, da. Eu mi-aduc aminte, nu știu, ne-am citit în Rusia, fiica unui actor, și actor renumit, nu a ajutat deloc. N-a luat-o în teatru unde era el. Acolo, îi spuneau să nu-i de, adică, din potrivă. Și fata aia, fiind actriția, deja suferea, pentru că nu simțea că taicul vrea să o ajute. Dar el a zis că nu, singurul trebuie să faci tot. Ia să mă rog, având un tată așa renumit, o să-mi aduc aminte și o să spun precis despre cine era vorba. Așa că, nu știu, dacă o să vrea să fie actriță, o să fie, dar nu mi-aș dori, nu, că de obicei deja timpul a arătat, rare cazuri au fost când, când copiii au trecut sau au ajuns cel puțin la nivelul artistic al părintelui. De ce se întâmplă asta? Și de ce este o regulă? Nu știu. Da, e așa, nu? Nu știu. Nu, dar uite, chiar analizează la ruși sau nu știu, unde vrei. Chiar, na, hai Florin Piersic, să zicem. N-a ajuns băiatul la nivelul... S-a dus în altă direcție, s-a dus în regie. Pică în altă regie, mai nonconformist, mai nu știu ce, parcă interesant, parcă nu, adică, na, ceva... Sau alte cazuri care la ruși, Mironul sau cine mai ocupi artiști. Mie îmi pare că apare concurența asta și din partea părinților, care nu permit, de fapt. Dar există un soi de concurență. Este mult de vorbit, pentru că situațiile sunt absolut diverse, dar există un soi de concurență între părintele artist și copilul artist. Poate asta ar fi una dintre... Există și asta motivi. Nu e o chestie benefică pentru urmaș. Nu e o chestie benefică. Dacă taicu stă acolo și a ajuns acolo, ăsta trebuie să fie și el acolo. Și dacă nu, dar iarăși timpul a arătat că nu ajung, din păcate. Asta este realitatea. Asta fac altceva, poate sunt interesanți acolo, dar nu-i ca taicu sau ca maicu, nu. Ca să spun despre invidie. Și atunci mai bine nu. Da, noi nu avem cum să nu o recunoaștem și la alții, dar și la noi. A fost un moment chiar între mine și Petru, chiar dacă eu sunt actriță, el este actor, dar am recunoscut în mine invidia asta, că el e ocupat, dar eu nu. Asta e. Înțelegi? Deci e ceva, pe urmă mai vin momente, situații și atunci se mai schimbă lucruri, dar este, deci este adevărată. În situația noastră, probabil că a văzut Andreea, prima noastră fată, că noi aveam într-adevăr multe greutăți și a asistat odată la un spectacol în care era lângă Stella Berepceanu și atunci Petru juca într-un spectacol și îl bătea cu o tavă acolo, așa, scenică, și a început să plângă. Și Stella îi spune, puișorul, nu plânge, uite, tăticul joacă. Da, dar toată lumea râde de el. Păi, dar asta e bine că râde, înseamnă că el joacă e talentat, bine. Că joacă bine. El face bani pentru asta și e, care bani și bani, că n-am văzut nici copică. Era copil, deci ea a știut chestia asta și cumva nu a vrut să facă teatru. Cu Sofia deja a fost un proiect la teatru cu Dosarele Siberiei și atunci s-au luat copiii artiștilor și Sofia a făcut rol foarte frumos, dar ea la un moment dat, peste vreo câțiva ani, a spus, eu nu mai vreau să joc în spectacol, nu vreau să joc. Cu toate că atunci când era ea mică, eu dacă preocupată de numerologie, de feng shui, de legile universului, chestii multe altele, i-am făcut și ei cartea asta a numerologiei tot și acolo spunea, fiți atenți pentru că aveți un copil tare special și depinde ce o să aleagă ea, pentru că ea este direcționată sau spre științe înalte sau spre artă. Și eu spuneam, zic, măi, nu trebuie de o dus la teatru de vreme. Din teatru. Da, cumva trebuie de nu prea dus pe dânsă la teatru. Și cum am dus-o primă? Era, nu aveam vreo 2 anișoare, am dus la teatru. Ați pierdut-o. Ea cumva în centru scenii a început să danseze, a început de... Gata, am pierdut-o. Și uite că s-a întors înapoi, timpul ea a fost...
distribuit în spectacol, făcut un rol dramatic. Eu, slava Domnului, prima dată spun când, bă, da prostii că nu sunt în spectacolul ăsta, pentru că m-am săturat de plâns, atât tare m-a durut, pentru că eu cu asta am crescut, cu problema asta foamei, cu lipsa asta a toate ce se numește material. Mama a crescut pe foame și s-a îmbolnăvit de picioare și niciodată nu i-a mai trecut, și cu deportările astea, unul care nu s-a mai întors din război. Deci am crescut cu un tată care lăcrima pe ascuns când cânta Negară, tăticul meu la război și nu s-a mai întors înapoi, și mama ori de câte ori privea un film la televizor despre războaie, despre lupte, plângea de să stângea și nu înțelegeam de ce să plâng. Și cumva eu așa de, eram plină deja de lacrimi, de durere, de suferință, când am zis, zic, mai eu deja, ia ca, cred că aici e deja totul, plin. Sunt plină. Și am spus, bata proste că nu sunt. Dar plângeam când Sofia juca acolo. Și am spus, nu mai rezist. Și când ea s-a retras din spectacol, zic, foarte bine, ok, și acum când o văd că ea și e cărți de 700 de pagini, când ea vrea să cunoaște foarte bine franceza, cunoaște foarte bine engleza, știi cum, și zic, Doamne Dumnezeule, bada proste, Doamne. Să duci unde trebuie. Să duci unde trebuie. Calea a fost. Să duci, i-am permis, zic, să văd. Da, ce se face, asta e. Și adică trebuie să tot teatru a scăpat-o, vezi tot cum. Tot teatru, da, a lecuit-o. A lecuit-o. Da. Și e frumos. Dar nu se știe, nu știu, cine știe. Totul este voia Domnului, dar cel puțin m-a amuzat că mi-am adus aminte de asta, numai nu scăpăm prin teatru. Și Andreea este foarte bine, se descurcă minunat, ce să spun eu. Asta ești cu mândră de copii, mândră, sunt mai mult încântată că am surprins și un copil și altul în niște momente care e mai mult decât să, e prea puțin să spui, Doamne, îți mulțumesc pentru asta, e mai mult o recunoștință de asta. Unul când am văzut-o pe fetița noastră mai mare, că eram la un restaurant și ea zice, mama, asta chit eu. Și eu nu mă prea descurc cu nota asta de plată, nu verific acolo, mă uit cât suma e, finală. Da, așa m-a chitat. Dar ea, dacă a făcut Academie de Studii Economice, cunoaște cumva chestii, da, la București, și respectiv lucrează ca manager și se uită și spune, mama, stai un piculeț că băiatul ăsta nu a pus o sticlă de vin. Da, o sticlă de vin la restaurant e cam costă, știi cum. Și eu m-am uitat și imediat, normal, cât zi de gândul ăsta eu mi le recunosc. Trebuie să nu-i spui. Da. Mi-am dar păi recunosc, care da, treaba? Zic, corect. Care și treaba? Asumă, n-a băgat-o da, pe... Da, eu cinci de vin că tu ai fost cascat, știi cum, mă scuzați. Și dar n-am reușit să spun asta, știi cum. Dar am spus așa, Andreea, este pe lista, știi cum. Da. Vorba și ei noroc cunoști. Noroc. Da. Și aici iar noroc. Poate Dumnezeu vrut așa, știi cum? Păi zici, nu mama, nu mama, nu este corect așa, el muncește, băiatul n-a fost atent. Respectul față de Doamne, man, da? Doamne, și tocmai m-am încălzit aici la inima, la suflet și am spus, Doamne, îți mulțumesc că ea este mai bună ca mine, că ea este mai acolo, mai aproape de tine, Doamne. Eu încă mai am încă mult până acolo, știi? Și băiatul acela a rămas foarte surprins și ea a achitat, el a făcut recalcul acolo și după asta vine, pentru nu servește deloc, dar eu cu Andreea mă înțeles că de acum are o vârstă, știi cum, adică am servit din vinul acela și mi spune, pot să vă servesc cu un pahar de vin? Și am spus, sigur că, da, uite norocul, uite, știi cum așa. Da, s-a întors. Da, și da, imediat. Mai sunt mai multe momente, dar asta cu Sofia, care tot așa a rămas lumea încântată, știi, când eu nu sunt alături de ea, dar ea în turneu cu tătii. Și atunci la ea și a găsit niște bani pe scenă. Și putea să ia la fel, știi cum, când îți bani, e vorba de bani. Repet, dar ea a spus, după repetiție, uitați-vă, am găsit suma asta de bani. Și toată lumea, wow, wow, băi, ce fetiță aveți voi, wow, wow, știi cum. Și a spus, zic, Doamne, am suferit, mi-a fost greu. Asta e recompensa, da? Asta e, da. Și ți-am spus recompensa. Și asta e. Petru, cum e Mihaela ca artistă? E o artistă bună. Trei caracteristici. Cum o vezi în scenă?
știu, talentată, e... poate să fac un rol, poate să duc un spectacol, adică, dar iarăși, eu pot să spun mult. Știi, nimic interesant, pentru că nu știu că mă privește sau chiar dacă mă privește, nimic interesant să-l urmăresc. Mm-hmm. Nimic tare interesant să-l urmăresc și uneori mă sensibilizează mai tare decât trebuie, știi cum. Dar în spectacolele care noi le avem, nu avem scene comune decât numai în storcătură de fructe. Mm-hmm. Bun, dar și acolo da, e, da. Nu-i direct dar așa. Dar nu știu cât mă urmărește sau dacă mă urmărește când eu joc, știi, e tare interesant. Știi? Da, sigur, absolut. Apropo, comunicați acasă, discutați spectacolele, interpretările. A noastră nu. De ce? Este un tabu în familie? Știi, nu chiar că un tabu, dar eu am înțeles că noi suntem vulnerabili totuși emoțional. Și mm-hmm. dacă mi-ar fi spus altcineva, este una când îmi spune altcineva, dar totalmente când îmi spune cel de aproape. Da, și care urmează să mai continui viața. Da. Mihaela, da. Chiar și când mă laud, eu tot nu... Da. Nu? Nu-mi cresc urechii deloc, eu nu... Da. Mă fac n-aud. De atât, el mie nu-mi spune. Nu-mi spune, adică și nu știu, iată, eu joc în când de leagăn pentru bunici și el e în momentul acela este după culise, se pregătește, se îmbracă. Nici după, în altă parte, adică da. Poți să văd ceva, da. Poate că n-aș fi neatât de mult convinsă dacă el vreodată a ascultat cum eu joc. Nu, de ascultat păi. S-aude la radio. Da. De văzut. Eu mă îmbrac în alt costum acolo și nu pot sta. În... Interesant, așa. Da. De asta e liniște și pace, da, în casă? Cred că mi-e bine inclusiv așa. Din cauza asta. Dar am observat că oricât de bine tu n-ai vrea unui coleg, imediat când ți-a spus, înseamnă că tu n-ai fost atât de bun. Nu mergi pe varianta. Băi, stai un piculeț. Observația asta sau sfatul ăsta, indicația da, asta. Nu știm să primim vine, să acceptăm. Vine de la un om. Nici chiar laudele, când te laudă, stai și știu, mă, au fost sincer sau nu? După premieră, cum de obicei se întâmplă. Felicitări, bravo, bravo. Frumos, da. Și mie mi s-a întâmplat că... Bravo și s-a dus. Sau deci trebuie să-l prinzi tu, că nu știi dacă e sincer sau nu. Nu avem inteligența asta emoțională în a primi sfaturile, mai ales când mai ai ceva de adăugat, cu toate că adevărul acolo e. Învățăm întotdeauna mai mult acolo când poate nici modalitatea sau maniera de a spune, de a da un oricare feedback, a da o recenzie, tot nu este civilizată. Oricare. Punct, nu știu. Corect, nu, dar până la urmă este regizorul care el trebuie să spună. Că așa ne facem da. Toți, tot nu-i corect dacă da. Începem, tu n-ai făcut acolo, să începem. Fiecare și are, da, vizualizează spectacolul și fiecare spune în locul dacă aș fi fost eu, dar de moment corect. Ce tu nu ești, accept și face ăla. Nu-ți place, nu e neapărat să dai cu părerea lui să-i spui? Cu toate că chiar am înțeles, chiar am văzut. Eu, de exemplu, evit să fac observații sau tot așa. Chiar și atunci când cineva îți spune ceva, acolo practic e de învățat, știi cum? Că ceva te învață. E un clopoțel. Vezi în tine că, măi, am, știi cum așa, nu prea îmi place, adică cum, adică că ai un ceva, un volum, da, pentru că eu țin minte că am învățat chestia asta când am fost invitată, bine, n-am fost invitată, m-am cerut. Mai corect. Bravo. M-am cerut da. Să mă duc ca animator cu tabără de copii, pentru că era prima dată când eu ieșeam la mare în afară de Zatoca, care mi-e dor astăzi de ea. Dar în afară, până atunci, nu fusesem în altă parte și s-a evit oportunitatea asta să meargă Andreea în Grecia cu tabără de copii și atunci eu m-am cerut, adică ca și cum da, ca mentor, să merg acolo și respectiv să nu iau niciun ban, cu toate că am făcut de toate și asistență medicală și de toate și atunci doamna respectivă care m-a angajat, țin minte că m-a chemat la o discuție și m-am simțit așa de prost. De Doamne ferești, că am venit acasă, trebuia să plecăm peste vreo două zile și atunci eu nu vreau, nu mai duc, știi cum. Că mi-a spus, arată-te, rog frumos, ce vrei tu să faci, știi cum, arată-mi programul, știi, și știi cum, cum, păi și încep să-i spun, dacă eu sunt actriță, de, uite, eu joc asta, lucrez la asta, exerciții de atenție asta, e ca exerciții de asta, așa, iată ce milituri, știi, și eu sunt tot așa la mine și spus, ascultă, draga mea, tu ce crezi că copiii ăștia care au bani, da, de părinți, care gata, au bani, nu? Da,
Tu crezi că eu o să meargă în Grecia și ei o să te asculte și o să repete cimilituri? Și eu atunci am dat acasă, am plâns de m-am stâns și am zis, zic, bine, ok. Și spun lui Andrei, spun și mama, tu ai să mergi, mama, tu ai să mergi. Și m-am băgat în calculator cu Andreea și am scos, am stat vreo noapte cât întreagă și am scos o sumedenie de exerciții pe care le-am grupat. Asta pentru asta, asta pentru asta, asta pentru asta, pentru grupă. Deci pentru a fost practic un generator de idei. Da? Și da, când m-am dus acolo și când m-am dus acolo și când m-am deschis, când a venit acasă în autobuz, toată lumea spunea cimilitori, știi? Toată lumea și noi ne jucam, știi? Cum puneam pe cimilitori atât de multe accente și am spus, da, da, dar dacă nu spuneai tu, dacă nu strâneai niște drași în mine, eu nu înțelegeam că eu într-o săptămână eu pot face așa lucruri și așa bucăți artistice. Iată așa, dar aici în teatru, prea aproape, știi cum, prea aproape. Scena vindecă, Petru. De ce? Nu știu, e o terapie pentru tine. Vin scenă și te simți cumva mai curat da, după. Da, nu, e bun, mi-e place foarte mult în primul rând teatru să joc, adică, dar e și o terapie, o curățare, nu știu cum să-i zic. E o împlinire. Plus că e o împlinire, după fiecare spectacol simți o degajare, așa, cum îi zici cuvântul ăla? Bun, catarsis. Da, catarsis, o relaxare, așa, deci da, cred că tratează scena, da. Plus că dacă chiar te simți rău înainte ieși în scenă, doare ceva, când ieși în scenă îți trece. Da, exact. Ori tu uiți, te doare probabil, dar tu uiți. Nu simți nimic, da. Stare de afect, exact, adrenalina da. Face, da. Și de punctul de vedere, cred că da, scena, bun, și este chestia asta, că oricum teatrul tratează sufletul. Și cred că e adevărat. Pentru că mulți spectatori se duc acasă, nu știu, poate nu de la toate, dar de la unele spectacole se duc mai altfel. Mai altfel. Mai altfel. El este chiar artist, știi cum. Pentru că eu îi sunt martorul vieții lui și viața de zi cu zi și tot ce el face și practic noi deja suntem unul pentru altul și o oglindă foarte bună pentru că mi-ar displace să știu că el e într-un fel acasă și altfel în societate, așa cum am văzut în spital, doctori care la spital erau foarte reci, foarte duri, știi, și când am auzit că acasă e ca un mielușel și am spus, măi, știi, nici așa nu vreau, știi cum. Dar aici nu. Petru este un artist peste tot. Dar în ceea ce privește teatru, chiar într-adevăr iubește meseria, o face cu plăcere. Eu îl văd cum el se pregătește, pentru că noi avem diferite metode de abordare. Da, sigur. Și cum ajungem la personaj. El merge chiar după școală, el merge, se retrage, se duce la bucătărie, repetă textul. Eu am altă metodă. Nu mai bună, dar e o altă totuși metodă, nu mai mult pe intuiție. Dar el arde. Și asta, da, parcă la repetiții, parcă aha. Și când aproape de premieră, când oh, da, asta e Petru. A fost o doamnă acum la spectacol, zic așa că mi-am ațărit. Mă sună a două zi și spune, domnul Petru, nu ați vă dat viață în scenă. M-a emoționat. Și acum am spus, altceva ce mai vrei. Da. Asta e cea mai mare recompensă, da. Pe lângă copiii realizați ca oameni. Și pe lângă bani și pe lângă tot. Tot. Pe lângă tot. Da. Pentru că asta e meseria noastră. Îi ziceam că e motiv. Am zis. Da. Pentru că simte tot. Da. Când doar noi am fost actori care am lucrat o perioadă în Italia, pentru că am fost în teatru și am lucrat. Și jucam comedii, fii atent, da. Nu jucam tragedii. Spune că... Și Petru eram abia la început, că el deja mai mersese câțiva ani înainte, el deja era o colaborare de vreo câțiva ani și eu am intrat în spectacolul Maestru și Margareta, numai că eu eram begemot, doar că făceam partitura de pian, deci nu avea begemot text.
spre bucuria mea, în schimb, era o partitură foarte grea care eu nu cânt la pian, dar trebuie în așa fel să cânt, să mă creadă lumea și am făcut-o. Dar ziceam despre Petru, eu cântam la pian și el juca bezdomnei. Mm-hmm. Și în momentul ăsta când este închis la Casa de Nebun, deci regizorul era făcut uimitor, pentru că eu cântam o partitură de Rachmaninov. Eu nu pot, pentru că nu am studii muzicale și nu cunosc pianul, dar eu am dansat. Eu am dansat. Am o sensibilitate aparte și eu am dansat. Și deci eu mă mișcam exact, am prins doar une sunt notele mai sus, una mai jos și am dansat, pentru că m-a avantajat, aveam o șubă și o mască aveam de asta. Dar știam la repetiții ce face. Și e momentul acela când nu spui niciun cuvânt, dar cum te dezbraci. Pentru că el își lăsa hainele de intelectual și trecea în cam așa de forță. Era groaznic. Eu cântam și mi-i încurgeau lacrimi. Și așa făcea tot cei care erau unii de oameni în sală. Și el nu plângea. Nu vă este doar de perioada asta din Italia? A fost o Am recuperat acum că am fost în turneul ăsta Mărțișor în toată lumea, provocatorul Teatrul Național, și am fost în Italia, am stat vreo 4 zile și vorbești italiană. Mi-am recuperat dorul, absența de vreo 15 ani. Wow. Da. Vorbește italiana foarte bine și astăzi în casa noastră eu nu privesc televizorul pentru că foarte rar. Foarte rar, dacă cumva surprind un filmuleț care mă captează ceva de genul ăsta. Dar Petru ascultă. Ascultă. Ca să nu uit limba, da. Dacă nu vorbești. Rai 1. Da, și zic, și eu o cunosc, adică vorbesc, înțeleg, dar nu așa ca el. Am avut la anul nou niște oaspeți din Italia și au rămas foarte surprinși, mai ales soțul, că era italian veritabil. Italiano vero. Da. Soțul, nu da. Soțul, am înțeles. Da. Soțul e basara bine. Și a venit la noi și zic, măi, după spectacol vă invităm la noi acasă la o masă. Dar de ce masă? Care masă? Mergem undeva să stăm. Zic, nu mai. Noi primim oaspeții acasă, oaspeții dragi. Așa se primește, da. Și Andreea cu Sofia au gătit masa și noi am venit. Și ea zice, da, soțul nu prea o să înțeleagă. Zic, tu ai uitat că noi am fost în Italia. Zic, stai liniștită că Petru vorbește italiana perfect. Și atunci noi am avut o seară frumoasă la masă, când ei doi vorbeau de la egal la egal. Știi, și asta e uimitor. Petru are o memorie extraordinară. Cu 20 de ani în urmă a fost undeva și el ține minte strada. Eu nimic. Eu nu țin minte, nu mă orientez în spațiu, eu țin minte senzații. Exact țin minte senzația care am avut-o când a ieșit copilului primul dinte. Țin minte senzația, ziua, da? Țin minte ziua, da, da. Cum cinetică. Era. Da, absolut. Țin minte cum am simțit, țin minte soarele, cât de tare și ce amiază era, tot asta. Nu țin minte, nu mă orientez la nume, pot să mă uși până așa... Da, puișor. Cum te cheamă, că am uitat, știi? E, bă, completați Petru, asta și ideea. Da, completați până și, la urmă. Da, și când sunt cu Petru, cuplului. Când sunt cu Petru, știu că Petru, unde mă duci, sunt cu tine. Mă las ghidată și... Dacă ați numi filmul vieții voastre, i-ați da un titlu, pentru că suntem pe final de întâlnire. Mihaela, care ar fi titlul acestui film? Cred că am o denumire eu și o denumire da, ei. Separat, pentru că vedeți oricum viața prin tu ai spune, prismă personală. Mihaela, cum ar fi? Ce titlu ar avea acest film? Va continua. To be continued. Așa a fost să fie. Oh, tot e legat cu soarta, da? Ok, eu vă doresc să vă iubiți, pentru că asta simțim noi aici. Sunt sigură că și cei care vă urmăresc, ca și cuplu, ca și actori, energia asta creatoare pe care o aveți ambii să vă facă să vă simțiți fericiți, să jucați în teatru ceea ce vă doriți, să ne întâlnim pe platouri de filmare, să jucăm filme și în teatru, și în teatru, da, exact, domnul, așa. Da, mersi. Să misiunea asta să nu fie cu durere, dar cu plăcere, pentru că până la urmă să fie o misiune împlinită. Da, nu, asta nu să e fie misiune, nu imposibilă, dar posibilă. Eu vă mulțumesc pentru acest dialog, mi-a făcut plăcere să ne vedem aici, în fața unui microfon, cu niște căști pe urechi, la VB Talks. Ne mai revedem noi!
Mulțumim frumos pentru invitație. Ne-am simțit perfect. Nici ceai n-ați băut. N-am avut timp. Eu vă mulțumesc. Podcastul VB Talks poate fi urmărit pe site-ul Victoria Bank, pe canalul de YouTube al băncii, pe pagina de Facebook, dar și pe platformele specializate Spotify, Google Podcast și Apple Podcast. Tot acolo așteptăm, bineînțeles, și comentariile voastre la această ediție. La microfon, Dana Ciobanu.